Seara, domnule ministru. Cred că întrebarea fundamentală pe care și-o pun oamenii acum este dacă sistemul este pregătit pentru un număr mai mare de îmbolnăviri, fiindcă în acest moment, să zicem că situația apare sub control. Nu știm însă câte persoane infectate or să apară în perioada următoare și dacă sistemul e pregătit și pentru ce va urma, nu doar pentru ce este astăzi. Sistemul este pregătit și situația, cum spuneți dumneavoastră, pare sub control, deoarece în medicină este uneori și de multe ori mai simplu să previi decât să vindeci. Practic, știți foarte bine că din ianuarie guvernul Orban a luat niște măsuri restrictive foarte dure în toate aceste măsuri de social distancing, de restricții ale călătoriilor, de închiderea frontierelor, care au fost luate înaintea multor state europene și ne-au adus foarte multe critici. Chiar și așa am fost vulnerabilizați de contextul demografic care îl trăim, de această realitate demografică. Știți că avem milioane de români care trăiesc în afara granițelor țării și a fost un reflex firesc a acestor oameni să se întoarcă în țară. Și astfel peste 90% din cazurile care le avem în România sunt de import, altfel afirm cu tărie că prin măsurile care le-am luat nu am fi avut, cred că am fi avut sub 20 de cazuri. Aceasta este situația, trebuie să în continuare să fim proactivi, trebuie să fim cu un pas înaintea bolii și să continuăm aceste măsuri restrictive. Astfel vom permite să avem o curbă de îmbolnăvire aplatizată în populație și vom populația din România și asta va permite ca sistemul sanitar să nu fie suprasaturat. Și o întrebare punctuală, domnule ministru, nu știu dacă v-ați uitat la emisiune, la începutul emisiunii împreună cu Silviu